dacă e vorba de premiu, să știți că l-a luat Monica Lovinescu și să știți că mâine este ziua Monicei Lovinescu, să-i împlinesc 95 de ani de când s-a născut. Sunt foarte bucuroasă că există o generație de scriitori ruși care nu fac de râs literatura rusă de bună tradiție. Bineînțeles, mă gândesc la mari scriitori de secolul XIX, dar și de secolul XX. Iată că acum, în secolul XXI, avem o pleiadă de scriitori extrem de valoroși și pe cei mai mulți întâlniți în raftul Denisei. Este vorba de Evgeni Vodolaskin, este vorba de Ludmila Ulitskaya și de Uzel Yakhina, dacă nu-i greșesc numele, e un nume care îmi pune probleme, și care au cărți cu adevărat răvășitoare. Ludmila Ulitskaya a început cu proză scurtă și a tot lungit-o până la dimensiunea de roman frescă. Vedem aici un roman frescă care se întinde pe 100 de ani, de pe la în epoca frumoasă și în Rusia, 1900, și până trecând de tot secolul 20 și ajungând și în secolul 21. E vorba de seminția lui Iacov. Bineînțeles, se face un paralelism cu biblicul Iacov și cu scara pe care a visat-o el, pe care urcau îngeri la cer. Și această seminție a lui Iacov se întinde aici în carte pe 4 generații. Ludmila Ulitskaya reușește să facă deci un fel de Forsyth saga a Rusiei, dacă vreți. E vorba de familia Osetsky și construiește două planuri foarte speciale. Unul este cel scris în tonul obișnuit al romanelor ei, pur și simplu povestea unei femei, de obicei femeile sunt în centrul romanelor Ludmilei Ulitskaya și ea are clar o sensibilitate pentru a descrie personaje feminine. A descrie nu-i din spus, a le înțelege. Înțelege personajele feminine extraordinar și le prezintă cum puține autori și puține autoare reușesc. Celălalt plan este oarecum surprinzător pentru că reușește să realizeze un roman epistolar care se bazează, cum spunea și Denisa Comănescu, pe scrisori de familie, deci pe o arhivă de familie din care ea croșetează un roman epistolar demn de secolul XVIII, secolul romanului epistolar. Aș vrea să vă citesc din finalul acestui roman, fără a vă dezvălui sfârșitul, despre ce este vorba de fapt în roman, care vine să vă spun că lucru vă puteți da seama de el înainte să ajungeți la final. Mie n-a făcut decât să-mi confirme ceea ce înțelesesem deja. Și iată ce spune ea. E vorba deci de două cupluri în special, Marusia și Iacov, care sunt strămoșii familiei, și Nora, numită după Nora lui Ibsen, și fiul ei, Iuri, care este veștră nepotul lui Iacov. Și în final, naratoarea se întreabă: Dar cine este el, eroul meu principal? Iacov, Marusia, Henry, eu, Iuri? Nu. În general, niciuna dintre ființele conștiente de existența lor individuală, de nașterea și de moartea lor presupusă și inevitabilă. Am putea spune că nu e o ființă, ci o substanță cu o structură chimică bine definită,
dar s-ar putea numi substanță tot ce, fiind nemuritor, are capacitatea de a se transforma în curburile, spiralele și radicalii ei. E mai degrabă o esență care rătăcește prin generații, care nu aparține nici ființei, nici neființei, ceea ce creează iluzia individualității. Esența nemuritoare, notată cu un cod care organizează corpurile morților ale lui Pitagora și Aristotel, ale lui Parmenide și Platon, dar și al primului pasager întâlnit în tramvai, în metrou, pe scaunul vecin din avion și așa mai departe, este vorba de ADN. Ludmila Ulitskaya este ioloadă și în carte veți vedea aproape niște dispute între evoluționism și creaționism. În orice caz, bineînțeles că e o pură metaforă povestea cu ADN-ul, dar în fond asta se urmărește, cum s-a transformat ADN-ul lui Iacov de la o generație la alta. Sigur că făcută în cel mai literar mod cu putință. Ne-am mai notat un lucru pe care să vi-l citesc, dar vă trimit direct la pagina 93, unde veți găsi o foarte drăguță anecdotă despre un matematician și anul 1917. Vă rog să jos, în josul paginii 93. Eu n-aș vrea să închei înainte de a vă spune că avem încă un noroc la literatura rusă, și anume a unor traduceri excepționale. Această carte este tradusă de Gabriela Russo, care e una din cele mai bune traducătoare din rusă ale noastre, și pur și simplu îți face plăcere să descopere acele cuvinte suculente și, și expresive pe care le pune ea aici în carte. E o traducere minunată, o carte cu pagini remarcabile. Mai sunt și câteva de umplutură, dar e inevitabil la un roman frescă, însă veți găsi și lucruri care sigur vă vor merge la inimă. Eu am găsit unul personal, totdeauna caut în carte asemenea lucruri care mă privesc direct. Astea începe, corespondența asta începe de ziua Marusiei, care este pe 10 ianuarie, și se încheie pe 10 ianuarie la nașterea copilului Yuri. Întâmplător, și eu sunt născută pe 10 ianuarie și sigur că asta m-a afectat direct. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Iana Pâlbulescu.